Cu cine vorbești, mă, acolo? Nu, Alexandra, ăsta e numele serialului. Hai, mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de tot. Deriglații. Genul programului. Prejeală. Aha, deci fii atent. Tu ai fost atât de urât când erai copil încât mama închidea ochii când te punea la țâță. Cum îndrăznești? Tată, tu auzi cum vorbește cu mine? Da, da, jucați-vă frumos acolo, să nu vă bateți, da? Ești atât de urâtă încât nu mă pot uita la tine. Nu ți-e mă rușine, tată! Așa e, așa e, sunt perfect de acord, da, da. Plec să duc gunoiul, te las undeva? Mai tăcesc dracu de gură, că nu pot să-mi aud gândurile. Mă, ce dracu au adidar și ăștia de mă tot împiedic în ei. Hai, păpași, ești, dacă îți dau un cot în gură, te refuză 5 spitale. Tu de la un timp de vreme parcă am tare în gură. Vrei să testăm asta, să vedem cât ești de tare? Bă, dar mai tăcesc odată din gura aia. Și până la urmă, eu nici nu mai vorbesc cu tine, că n-am cu cine, vezi de treabă. Ce se întâmplă mai aici, viarele? Ce aveți, mă, de împărțit? Ce ai, mă, mamă, că nu se ceartă nimeni. Ne uitam pe internet la niște clipuri amuzante. Doamne, ferește. Aha, ia spuneți-mi voi mie ce mi-ați făcut la Adidas și ăștia ne împiedica proasta în ei. Zic, Florina. Ea nu poate să vorbească, e surdomută. Atunci zi tu, ce s-a întâmplat cu Adidas și mei? Ce să vezi? Am aflat și eu târziu că avem niște șobolani în casă, cred că ți-au rost. Aha, șobolani? Sigur n-are de-a face șobolanul de tine. Ți-a tăiat Cătălin pe talpă ca să urce cu ei pe pereți. Minune, a început să vorbească. Și mă rog, de ce voi să te urci pe pereți cu Adidas-ii mei? M-am uitat și eu la Spider-Man. O pereche de Adidas aveam și eu, animalule, una o aveam. Și mi-ai distrus-o și pe asta, să-ți fie rușine. Era preferata mea. Eu ți-am spus că ești prost, animalule. Stai, mamă, nu mai plânge. Ai, mă, dracu, ce vă plângeți atât după o pereche de mocasini? Așa ceva nu se face, Cătăline. Să-ți fie rușine. Bă, dar ce v-a scărat tot pentru o pereche de Adidas. O, dracu, că-i cumpără la prima pensie. Hai, mă, mamă, nu mai plânge! Îți cumpăr eu o altă pereche de Adidas! Mi se rupe suflet! Nu mai plânge, fa, Mihaela, fa, că ți rezolv eu, găsesc eu un cizmar! Da, eu nu vreau alții și nu-i vreau reparați! Îmi plăceau așa cum erau! Intru în depresie, plâng pe Grecie! Aoleu, ce plânge! Ar trebui să mă simt prost? Păi ești prost! Păi și ce aș putea să fac în legătură cu asta? Ai încercat să nu mai fii prost? Ești, mă, dracu, animalule, după haine de acolo, să vorbim și noi ca oamenii. Poate sun la protecția animalelor. A, dar ce te-ai negrit? Ai fost la mare? Am fost la solar! Păi gata cu solarul tău, la altă treabă avem noi acum. Ce facem? Că mă simt foarte prost pentru ce am făcut o săraca mamă. Păi ce dracu să faci? Ori îi cumpere alți mocasini, ori îi repari pe ăștia. Păi da, mă, da, dar eu nu am bani. E, atunci îi repari! Te duci tu să iei, că mie mi-e rușine să dau ochii cu ei. Hai că mă duc! Să-mi iei și un pahar de apă, că mi-e sete. Ce rău îmi pare de ea, nu mai plânge, mamă, nu mai plânge. Dacă eu îi și pahar. Bă, 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 uitați-vă încolo, fără niciun motiv. Ia, ia, ce-o fi, mă? Ia. Da, se pare că nu-i nimic, hai să începe să plângem iar. Nu mai plânge, mamă, nu mai plânge. Da. Gata, gata, i-am adus. Dincă, dincă. Da. Și acum ce ai de gând să faci cu ei? Ce? De ce sfântă paraschivă dai cu fierul de călcat pe talpă la Adidas? Păi mama a spus că nu alunecă, așa că îi topesc puțin să alunece pe viață. Numai tu știi cum îți cacă mintea ideile astea. Hai mă, dai drumul de aici, du-te la mama și spune-i că am o surpriză pentru ea. Ok. După ce erau stricați, acum i-am mai și pierdut. Hai fă, du-te, dragă, că și tu prea tare te plângi. Mihaela! Cătălin are o surpriză pentru tine. O să se mute din casa asta și nu o să mai aud nimic de el toată viața? Nu, atunci nu vreau să particip. O să vezi, o să-ți placă. Hai, Cătăline, poți să vii? Mamă! Ține-mă că-l bat. Am o surpriză pentru tine. Adidas și tăi noi luți. Nu pot să cred, mi-ai cumpărat
Băieții noi? Wow! Da, sunt noi. Să-i probez. Hai, frumoasă, defilează. Mamă, ce comozi sunt. Ia, dați-vă că vine buldozerul. Că împiedicată mai ești. E, uite că acum nu a mai fost vina mea. Bă, fără mișto, cred că mi-a rupt piciorul. Mă doare rău de tot, mi-l taie. Are oasele mai rupte ca Adidas-i. De unde dracu ai cumpărat, mă, Adidas-i ăștia cu tălpile topite? E, dar ție nimic nu-ți convine. Hai, lasă-mă, dracu, în pace. Dar serios, mamă, după ce că ți-a luat Adidas, nici așa nu-ți convine. Prea plângăcioasă ești. Dă-o, dracu, de treabă. Unde plecați, mă? Mă duce și pe mine la spital. Tu ai fața aia de bidon turtit. Hai, fă pași de aici până nu-ți vedeți. Ce te plâncă? Nu mai pot să vorbesc efectiv. Hai, fă pași de aici, că dacă strântesc un cot în gură, să vezi ce mai vorbești. Hai, fă pași de aici, că dacă strântesc un cot în gură, să vezi ce mai... Hai, fă pași de aici, că dacă trebuia să ridic cotul mai târziu. Ce zugi? Nu mai pot. Mi-e frică să mă rog cu ea. Aha, șobolan. Sigur n-ai nimic de-a face cu asta, nu-i așa? Dacă mai râs, să fiu altra, că dacă nu dau papucul ăsta din urechi. Bă, ce v-a scărat tot pentru o pereche de Adidas. O, dracu, că e plini. Da, bun, cam ăsta a fost episodul 2 din sezonul 7. De ce am arătat tot 2, nu știu, e ora 2 noaptea și eu încă editez la el ca să puteți să-l aveți voi mâine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să lăsați un comentariu cu faza care v-a făcut cel mai mult să râdeți, să-i dați un share pe Instagram, pe Instastory, cu tag mie ca să văd, apropo de Instagram, îmi dați și mie follow pe Instagram. Acum vorbesc foarte serios. Îmi dați și mie follow pe Instagram, z.cătălin, nu-ți mă numesc acolo. Și dacă tot veniți, dați și mie un like la ultima poză, dați un mesaj, că poate răspund dacă am timp. Ne auzim pe story, ne împrietenim, hai de noi pe acolo, nu-i problemă. Acolo aflați și ce căcat mai fac în viață de zi cu zi, da, v-ați prins voi. Vă iubesc mult de tot, aveți grijă de voi, v-am pupat, ne vedem miercuri.